Bărbații uită adesea că femeile sunt construite diferit în sensul că își manifestă emoțiile mult mai mult decât bărbații. Ea vine către tine, bărbatul, și își exprimă o îngrijorare. Dacă tu, ca bărbat, nu percepi sensul logic al îngrijorării ei, atunci ai tendința să negi că există acea îngrijorare și faci asta desconsiderându-și emoțiile pe care partenera le exprimă legat de îngrijorarea ei, în ideea că dacă nu există problema, nu există nici emoțiile. Și totuși, ele există pentru ea. Tu, ca bărbat, ai de învățat să accepti că sunteți diferiți. Înțelegând diferențele dintre tine și partenera ta, creați împreună mai multă armonie în cuplu. Când partenera vine și îți împărtășește, mă simt așa pentru că nu este despre logica ta, ci despre sentimentele pe care ea le percepe în interiorul ei. Pentru o comunicare faină, se cere să poți să intri în zona ei emoțională și să duci o discuție despre emoțiile ei, fără să o iei personal, fără să te enervezi, fără să consideri că bate câmpii sau îți consumă timpul prostiile ei. Atâta timp cât între voi există respect și încredere și percepi și tu susținerea ei. Nu proiecta pe ea că are ceva cu tine de vine cu astfel de discuții. Ea are nevoie doar să-și limpezească gândurile și emoțiile vorbind despre ele. Poate pentru tine nu par să aibă vreo relevanță în acel moment. Totuși, pentru ea are foarte mare sens să vorbească cu tine, știind că o vei asculta cu adevărat și vei fi acolo pentru ea. Pentru ea, îngrijorarea care îi provoacă toată această agitație internă poate părea foarte reală. Și faptul că nu ești alături de ea într-un moment dificil o va face să-și piardă încrederea și respectul față de tine încet, încet. Multe femei încetează să mai comunice cu partenerul lor deoarece se simt devalorizate, ca și când nu ar avea dreptul să vorbească despre subiectele lor dureroase în cuplu. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.